Vești bune pentru Deveni: în luna ianuarie a anului viitor vor fi aduse la Deva primele autobuze electrice. În cadrul unei conferințe de presă, primarul urbei Florin Oancea a prezentat în detaliu informații despre proiectul intitulat Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio, Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 4, pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Scopul implementării acestui proiect este de a reduce emisiile de carbon în municipiile reședință de județ. Începând cu luna ianuarie anului viitor, vor fi livrate la Deva primele autobuze electrice în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, având o valoare totală de 44.844.638 de lei, din care 37.389.245 de lei sunt bani nerambursabili. Obiectivul general al cererii de finanțare îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon în municipiul Deva, conform planului de mobilitate urbană durabilă, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, și reducerea numărului de deplasări cu mașina personală. Ne aflăm într-o fază, spun, finală, acum la sfârșit de an 2020. Și începând cu luna ianuarie anului 2023, vor fi livrate primele autobuze și microbuze electrice în municipiul Deva. 2 autobuze electrice și 6 microbuze electrice. Urmând ca în luna februarie și martie să vină diferența până la 26. Vor fi 22 de microbuze electrice și 4 autobuze electrice. Un lucru extraordinar de îmbucurător, nu doar pentru mine, dar pentru municipiul Deva, pentru toți cetățenii. Sunt, cred, din informațiile mele, suntem în primele 10 orașe din România care va avea, începând cu anul 2023, începutul anului 2023, implementat transportul public local cu autobuze și microbuze ecologice, deci electrice, și este, m-a spus noastră, un pas spre viitor. Odată cu achiziționarea acestor autobuze electrice, vor fi implementate și 2 trasee noi în Deva. Proiectul vine cu nenumărate, aș spune, avantaje. Cel mai important, după părerea mea, fiind acela că vor fi implementate 2 trasee noi, trasee de care până în prezent locuitorii municipiului Deva nu au beneficiat. Cel mai important dintre acestea două fiind cel care asigură transportul călătorilor din zona Grigorescu și din zona Cogălniceanu. Și totodată, un aspect foarte, foarte important se datorează faptului că toate aceste vehicule au în spate o tehnologie de ultimă generație. Proiectul prevede și extinderea rețelei de transport public local în satele aparținătoare Devei, dar și dotarea autobuzelor cu sistem de numărare a călătorilor.